numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați întru Hristos, iată că poposim în cel mai adânc loc de pe pământ, în cel mai jos loc de pe pământ, împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne aflăm în Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe de pe pământ, acolo în cetatea despre care ne vorbește Sfântul Evanghelist Luca, acolo unde ne vorbește despre Zaheu, vameșul care, iată, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Ne spune Sfântul Evanghelist, Apostol și Evanghelist Luca, că iată, a coborât de la Ierusalim la Ierihon Mântuitorul și a găsit pe cineva, a găsit pe un om căzut între tâlhari. Și deși îl îmbulzeau mulțimile, deși erau mii de oameni care îi cereau cuvânt, îi cereau ajutor, îi cereau pace, bucurie, sănătate și credință, deși n-a lăsat pe nimeni, n-a uitat pe nimeni, iată, avea să scoată în evidență, avea să ne arate un om, o persoană minunată după cum ne arată Sfinții Părinți, o persoană în care ne regăsim cu toții într-un fel, măcar că din altă perspectivă, dar cu toții am putea spune că am trecut prin frământările prin care a trecut și acest om pe nume Zaheu. Deci iată că sosind în locul acela, în orașul acela, Mântuitorul, îmbulzit fiind de oameni, cum spuneam, de gloată, cum mai spune altă dată, în sensul că era o dezordine acolo, mii de oameni din toate părțile îl împresurau și îl presau într-un fel, iată că un singur om de acolo dorea să-i vadă chipul, dorea să-i vadă fața. Și pentru aceasta, fiindcă se știa că este mic de statură și nu poate să vadă peste mulțime, nu poate să-l vadă pe Hristos, atât dorea inima sa să vadă chipul acelui om despre care a auzit că este un om minunat, un om blând, un om bun, un om care săvârșește binele pentru ceilalți, nedorind nimic în schimb, un om care împarte toate darurile sale și nu sărăcește, ci dimpotrivă mai mult se îmbogățește, un om care are cuvintele vieții, izvor de apă vie, curge din trânsul, un om care a făcut atâtea minuni, după cum spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, că dacă s-ar fi scris, nu ar fi fost mai multe decât nisipul mării și n-ar fi încăput în toate cărțile din lume. De ce spunem aceasta și de ce spune Sfântul Evanghelist aceasta? Pentru că, sigur, n-a fost o clipă de răgaz în viața cea de pe pământ a Mântuitorului Iisus Hristos în care să nu facă un bine, în care să nu răspândească binele, în care să nu contamineze cu binele și cu bunătatea sa. Și iată, despre acest om a auzit Zaheu că a venit în cetatea sa și dorea foarte mult să-l vadă. Sigur că nu putem ști exact ce era în inima acestui om, știm doar că era foarte urât de toți cetățenii acelei cetăți, de toți oamenii de acolo, fiindcă el era vameș și mai mult decât atât, mai mare peste vameș, era cel care conducea serviciul de taxe și impozite în numele și pe seama Imperiului Roman, adică cel care, iată, îi robea pe iudei și era considerat acesta pe de o parte vândut străinilor,
un trădător de neam și pe de altă parte un om fără caracter, un om imoral, lacom, viclean, care, bineînțeles, luând araciul, luând taxele, impozitele, despuindu-i pe bieții muncitori, pentru a da aceste taxe către Imperiul Roman, își ținea și pentru sine, astfel încât a ajuns și foarte bogat, adică am putea spune, după cum spun românii, putre de bogat, dar în același timp și foarte urât de ai săi. Și poate că și el se ura pe sine într-un fel, avem să știm aceasta pe motivul sau din faptele sale, și anume că, iată, în inima sa nu și era suficient sieși, ci dorea să vadă un om bun, un om cu adevărat bun. Și pentru că era mic de statură și nu putea să vadă peste mulțime, iată, a alergat înainte și s-a suit într-un dud sau într-un sicomor, cum spune în altă parte Sfântul Evanghelist Matei. Ei bine, sigur că alaiul acela foarte imprecis, improbabil după traiectoria sa, avea să treacă chiar pe acolo, am putea spune din întâmplare, dacă n-am ști că Dumnezeu, la Dumnezeu nimic nu este întâmplător, și a dorit să treacă pe acolo, astfel încât să-i vadă chipul acest om căzut, acest om care îi disprețuia pe toți și atât de mult îi disprețuia pe toți, atât de mult iubea lucrurile și se împătimise de lucruri încât se disprețuia și pe sine. Și trecând pe acolo, s-a uitat în sus și când i-a văzut privirea Zaheu, s-a produs ceva în inima sa. Cert este însă că, fără niciun fel de anunț, Mântuitorul, privind la el, îi spune pe nume: Zahee, coboară-te de grab, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Trebuie să rămân în casa ta. Cât de minunat este acest cuvânt, mai mult decât atât, ce se va fi produs în inima lui Zaheu, nu avem să știm, decât poate din roadele inimii sale, pe care le vom vedea mai târziu. Cert este că nu numai că atunci când i-a văzut chipul, dar atunci când s-a auzit strigat pe nume, el, care, al cărui nume era mai degrabă scuipat de toată lumea, când s-a auzit strigat pe nume de cineva care nu-l cunoștea și de care, bineînțeles, cu care nu se întâlnise niciodată, s-a cutremurat cu totul și a coborât și l-a primit cu bucurie, l-a invitat cu bucurie în casa sa. Atât de uimit a fost, trebuie să ne închipuim că nici nu mai știa unde locuiește și cum îl cheamă. Știu un părinte care a fost odată la părintele Arsenie. Atunci nu era părinte, era un om, chiar fără un nume în fața oamenilor, dar cu un nume poate în fața lui Dumnezeu. Și l-a întrebat părintele Arsenie: cum te cheamă? Și acela n-a știut să-i răspundă. Cred că așa s-a întâmplat și cu Zaheu, deși l-a strigat pe nume, cred că nu mai știa cum îl cheamă de bucurie. Bucuria aceasta însă este o bucurie duhovnicească, nu e o bucurie care vine din orgoliu, din părere de sine, din mândrie, din trufia că iată, dintre toți aceștia din oraș, pentru că eu sunt mai mare aici, pentru că eu sunt, iată, o persoană atât de specială, pentru că eu sunt mai marele, sunt mai bogat și în casa mea se poate simți mai bine. Nu pentru aceasta a gândit Zaheu și nu s-a mândrit cu aceasta, ci dimpotrivă s-a bucurat cu bucurie sfântă, astfel încât, iată, că Dumnezeu îi spune: trebuie să rămân în casa ta, să rămân în casa ta. N-a venit să-i bată la ușă, n-a venit să-i dea binețe, n-a venit să dea așa de două ori din mână și să plece, ci a zis: trebuie să rămân în casa ta. Și a și venit și a stat la masă cu el, cu vameșul,
și cu mulți păcătoși. Cine erau păcătoșii? Complicii lui. Probabil ce mai avea pe acolo, prietene, secretare, sigur tot felul de funcționare din acestea care, mai de care îl slăveau pe Zaheu ca pe mai marele șef, care sigur îi acopereau toate defectele, îl aplaudau, oameni care îl țineau în patimile sale pentru că ei înșiși erau ținuți de aceleași patimi, pentru că ei înșiși împărțeau prada cu șeful lor, ei ca agenți, să zicem, fiscali ai Imperiului, spoliau poporul și din ce adunau îi dădeau și șefului. Și iată că era o frăție extraordinară și această frăție s-a păstrat chiar și la această masă, la această invitație. Nu știm și tace Evanghelia, nu ne spune dacă Zaheu i-a invitat pe prietenii lui sau dacă aceia au venit să îl susțină având un asemenea musafir. Cert este că erau împreună la masă și mâncau împreună. Iată, nu s-a scârbit Mântuitorul nici să intre în casă, nici să stea la masă, nici să mănânce cu aceștia. Însă ucenicii, probabil că ucenicii, dar știm sigur că farisei și cărturarii puneau această întrebare. Cum de mănâncă, de ce mănâncă învățătorul vostru, rabii al vostru, de ce mănâncă cu vameșii și cu păcătoși? Acest lucru este interzis de legea lui Moise, acest lucru este imoral, acest lucru îl spurcă pe el și iată, el care se dădea atât de bun, atât de drept, atât de virtuos, este un om ca toți ceilalți oameni care caută la fața omului și bineînțeles n-a intrat în casa unei văduve care n-are nici scaune, nici mese, n-are nici de-ale gurii, ci a intrat la cel mai bogat dintre ei să stea la masă bogată. Așa gândeau și de multe ori gândim și noi așa. Așa gândeau vameșii, așa gândeau farisei, așa gândeau cărturarii și așa gândeau poate și unii dintre ucenici. 100% că Iuda a gândit așa, fiindcă știm altădată că atunci când cineva a venit și a făcut un dar, a zis, mai bine era decât să facem risipă pentru tine, să vindem mirul acesta cu preț bun și să-l dăm săracilor. Iată câtă virtute, ce virtute înaltă de milostenie stătea în Iuda, cel care n-a avut milă să-l vândă pe Mântuitorul, cel care n-a avut milă să-l sărute pe Mântuitorul, să-l îmbrățișeze atunci când în Ghețimanii să-i spună bucură-te învățătorule, cel care n-a avut milă când l-a văzut răstignit pe cruce și cel care n-a avut milă de sine. Iată cât de milos era și de fapt cât de falsă era această milă pe care credea că o are în inimă. Și de multe ori și noi suntem în situația aceasta să spunem că suntem oameni milostivi care dăm dintre ale noastre, din puținul nostru sau din prisosul nostru. Și la arătare chiar putem să arătăm să fim foarte evlavioși și foarte milostivi. Dar v-am spus și altă dată cât de mult contează la Dumnezeu inima, pentru că El cearcă inimile și rărunchii oamenilor acolo unde sunt de fapt, acolo unde se zămislesc toate gândurile noastre care se întrupează până la urmă în cuvinte și în fapte, numai că acolo se vede în rărunchi care este motivul, care este resortul pe care noi facem un gest sau altul sau pentru care facem binele. Nu e așa? Câți oameni nu fac binele? Câți dintre cei care ne bagiocoresc pe noi ortodoxi, care își zic creștini, dar bagiocoresc crucea, pe Maica Domnului, moaștele și toate celelalte, fac atâta bine, sunt mari postitori, foarte, foarte buni în această lucrare socială de milostenie față de ceilalți. Dar la adânc, dacă mânăm mai la adânc și aruncăm acolo plasa, năvodul, Dumnezeu l-a aruncat și știe
nu a putut să prindă decât acolo, de acolo șerpi și balauri. Măcar că spuneam, iată cât de frumos ne arătăm noi în fața Domnului, cât de frumos se arată, poate se arătau și ucenicii, care cugetau, stând poate mai deoparte undeva, totuși parcă nu se cade, cum spunea și Simeon atunci, ăsta dacă ar fi proroc, ar ști că cea care se atinge de el este desfrânată și este spurcăciune. Și deși poate Simeon cât ar fi dorit-o el, dar dacă avea o funcție numai pe ascuns sau numai cu gândul, sau de câte ori o fi păcătuit cu gândul că cel care a privit către femeie străină și a poftit-o pe ea, deja a și păcătuit, adică nu i s-a oferit prilejul, că dacă s-ar fi oferit de câte ori n-ar fi păcătuit Simeon, dar el spunea, știa că este ăsta, nu e proroc, că iată nu știe că e desfrânată asta, o spurcată și se atinge de el. Ce frumos îi spune, de ce cugeți așa în inima ta? Vedeți, direct la inimă se duce Mântuitorul și nu îi spune, Simeon, nu ești tu, parcă ai așa pe față o grimasă de asta, de scârbă, de împotrivire. Îi spune, de ce cugeți în inima ta cele viclene? Tu care o dorești, poate. Tu care, poate nu pe ea, poate pe colega ei de serviciu, sau pe alta, mai tânără, sau mai frumoasă sau altfel, tu care ai păcătuit, ești plin de păcate și de șerpi, tu spui mie să o alung. De fapt, despre asta era vorba. Noi avem un status social, suntem cineva. Acest Zaheu era cineva și toți cugetau, iată, s-a dus la cineva ca să fie și el cineva. Și acela vrea să fie și mai cineva, Zaheu, pentru că a venit cineva important în casa lui. Nici de cum. Odată ce s-a întâlnit cu Hristos, odată ce a văzut chipul lui Hristos și odată ce a simțit dragostea lui Iisus Hristos, inima aceea lui Zaheu s-a făcut țândă și dintr-o pompă care ducea sângele în sistemul circulator a devenit un organ duhovnicesc. Și cât de duhovnicesc? Trebuie să ne închipuim cum o fi fost și cu Sfânta Maria Egipteanca, atunci când a văzut chipul Maicii Domnului, când a văzut icoana Maicii Domnului și când a zis, Maica Domnului, lasă-mă să intru, îți promit că îți dau toate ale mele. Cât de frumoasă e Maria Egipteanca și într-o clipă inima ei s-a rezidit. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru. Numai acest cuvânt, dacă l-am ști și l-am urma și l-am cere în fiecare zi, am fi mântuiți, fraților. Iată, Zaheu cere de la Dumnezeu, fără cuvinte, cere din inimă. Cum spunea Părintele Arsenie unuia, tot timpul ai vorbit. Cere din inimă lui Dumnezeu, Doamne, aș vrea și eu să fiu mai bun, dar iată că sunt prizonierul patimilor mele. Voința mea este cu totul și cu totul la pământ. Patima mea mă roade ca un vierme, vreau mai mult și mai mult și mai mult. Aș vrea să stăpânesc lumea, dar de fapt nu asta vreau, Doamne, nu asta, nu de asta adun banii, Doamne, ci cred că dacă am bani mulți, aș putea să cumpăr timp. Și aș putea oare să cumpăr, dacă pot să cumpăr timp și cumpăr și mai mult timp dacă am mai mulți bani și aș putea să fiu veșnic. Pentru că aceasta este de fapt lăcomia, arghirofilia, este de fapt dorința aceasta ascunsă omului de a fi veșnic, de a fi nemuritor. Dar o ia pe cale greșită, vrea să cumpere din piața asta și pentru că nu se găsește, e mai rară veșnicia pentru bogați, după cum spune Mântuitorul, că mai lesne intră cămila prin urechile acului, deci pentru că este rară pentru cei care au patima aceasta, ei vor să o cumpere de undeva, nu știu de unde și pentru că nu este pe piață, se gândesc că trebuie să adune mulți, mulți bani ca atunci când o vor găsi să o poată cumpăra. Numai că ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Ce va da omul în schimb? Adică
Iată că sufletul prețuiește mai mult decât tot ce a făcut, toate catedralele lumii de aici până la Tokyo nu prețuiesc cât sufletul unui om. Cine ne spune asta? Mântuitorul Iisus Hristos, care spune: astăzi trebuie să rămân în casa ta. O casă plină de balauri, plină de șerpi, plină de păcate, plină de păcătoși. O casă care mai degrabă ar trebui să fumege ca Sodoma și Gomora. Dar Mântuitorul spune: nu, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și care-i casa? Casa inimii sale, în inima sa vrea să rămână, pentru că acolo încă mai vede un licăr de lumină, un licăr de omenie, un licăr de dorință, de sfințenie. Fiindcă starea omului, starea firească a omului este sfințenia. Și omul, fiecare dintre noi, de la cel mai virtuos, de la cel mai drept, până la cel mai căzut, de fapt dorește să se sfințească, să fie așa cum a fost odată. Dorește să fie nemuritor, dorește să fie bun, dorește ca bunătatea lui să bucure pe celălalt și bucuria celuilalt să-l hrănească pe el și să-i dea bucurie. Asta e singura și adevărata și autentica bucurie. Încercați și vedeți, gustați și vedeți că bun este Domnul. Bucuria aceasta în a da tot și a nu aștepta nimic. Bucuria aceasta în a-ți pune sufletul pentru celălalt. Așa cum ne spune și Mântuitorul atât de frumos: poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Pe când încă erați păcătoși, v-am iubit. Iată, ne arată de Zaheu, care este în vârful lanțului trofic, la cei care sunt rechini, să spunem, în vârful lanțului trofic, și pe acela îl țintește Mântuitorul, măcar că își riscă, cum îi spune, notorietatea, sau cum să-i mai spunem, își riscă imaginea. Avem un drac nou acum, rating și imagine și asta. Deci își riscă ratingul, își riscă imaginea față de ai lui și față de toți și față de cutumă și față de lege. Își riscă sufletul pentru Zaheu, care era lepădat de toată lumea și tuturor le era scârbă de el. Pe acela îl vrea Hristos. Și prin aceasta ne arată că nu există om pe pământ pe care să-l disprețuim, pentru că, pe de-o parte, poartă în sine chipul lui Dumnezeu, pe de altă parte, Dumnezeu și-a vărsat prea sfântul său sânge pentru el, și pe de altă parte că Dumnezeu nu poate să nu-l iubească. Și atunci ne arată, iată, nu l-a luat pe unul așa care zice: ei, m-am uitat și eu peste gard la vecina sau la vecinul, sau unul care zice: eu nu prea am păcate, nu prea păcătuiesc, ci l-a luat pe acela care își bătea pieptul altădată în geamie, în sinagogă, și spunea: milostivi mie păcătosului, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Așa se ruga vameșul, iar fariseul spunea: pe toate le fac bine, dau zeciuială, postesc. El se spovedea de virtuți și mai spunea ceva: și nu sunt ca acesta, cum spunem și noi. Iar noi, Părinte, nu suntem ca aceia necredincioși care nu vin la biserică, ci suntem credincioși și iată postim și toate le facem bine. Și cu toate astea, uite că parcă ne-a uitat Dumnezeu și avem necazuri. Ei bine, nu există niciun gest, nicio nenorocire, nicio dramă care vine peste om să nu fie circumscrisă iubirii lui Dumnezeu. Și asta ne arată că dacă cel mai lepădat dintre oameni era vameșul Zaheu, la acela s-a dus. Și dacă tu zici că ești mai puțin lepădat decât el și mai puțin păcătos, atunci cine poate mult, poate și mai puțin. Și atunci a venit și pentru tine, fiindcă zice:
a venit pentru cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Astăzi trebuie să rămân în casa ta, pentru că eu sunt cel mai mare păcătos. De aceea și trebuie să mărturisim așa, că sunt cel mai mare păcătos și nu e altul mai păcătos decât mine. Dar nu fariseistic, nu demonic, pentru că există și o smerenie demonică. Ei, părinte, ce să fac? Păcate. Dar oprește-te. Răspunsul acesta l-auzim de multe ori. Ce mai faci? Nu mai păcate, părinte. Dar oprește-te din păcate. Aceea nu este smerenie și nu este nici spovedanie, ci este mai degrabă o mândrie care este foarte bine coafată, foarte bine disimulată, așa sub masca aceasta evlavie. Deci dacă eu sunt cel mai păcătos, eu sunt Zaheu, eu sunt tâlharul, eu sunt Moise arapul, eu sunt Maria egipteanca, eu sunt Maria Magdalena, eu sunt toți cei mai păcătoși și mai răi decât aceștia sunt, cum spun toți Sfinții Părinți în canonul, în rugăciunile de la canonul pentru Sfânta Împărtășanie, atunci înseamnă că Hristos a venit numai pentru mine sau întâi pentru mine, fiindcă sunt cel mai păcătos și îmi spune Zaheu, Andrei, Marcel, Irina, Gheorghe, Maria, coboară-te că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Coboară-te de unde? Coboară-te din copacul trufiei și al mândriei, coboară-te către smerenie, pentru că eu sunt blând și smerit și ca să putem să vorbim unul cu altul, trebuie să te cobori, să stăm față către față, pentru că eu astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și iată, eu stau la ușă și bat. Și de-mi vei deschide, eu voi intra. Iată, Zaheu, fericitul Zaheu, de trei ori fericitul Zaheu, îi deschide, încă este copleșit de uimire, Doamne, cum va fi fost? Rămâne cu gura căscată, fără aer în fața acestui om, simte că este ceva cu el și nu știe ce să facă. Și vine un gând să se spovedească. Doamne, eu sunt foarte păcătos, uite, am furat, am adunat, am luat de la unul, de la altul și nu știu ce să fac. Ba da, știu, iată ce o să fac. Jumătate din ce am o să dau amărâților. Iar dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, nu zic dacă, încă e milos cu el Zaheu. Dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Ce poate fi aceasta pentru un om care este lipit? Acolo unde este comoara ta, acolo este inima ta. Un om care toată viața lui a viclenit, a țesut intrigi de așa manieră încât să adune bani și valori. Și dintr-o dată, omul acesta care este împătimit, este robit cu totul de demonul acesta al iubirii, de lucruri, moarte, de arginți, de hârtii tipărite, colorate, fără valoare, de metale care au valoare doar convențional, pentru că așa am hotărât unii cu alții de mii de ani. Omul acesta dintr-o dată spune, inimă curată s-a zidit întru mine Dumnezeule și Duh drept de dreptate s-a înnoit întru mine astfel încât, iată, renunț la toate. Poate avea copii, familie, fiindcă cred că ar fi renunțat la toate și l-ar fi urmat pe Mântuitorul, oricum l-a urmat. Pentru că de atunci, în veci, niciodată omul acela nu s-a mai întors la serviciul său. Să mă iertați că îndrăznesc speculația că nu spune asta evanghelistul Luca și nici altcineva. Dar cine oare se va mai întoarce după ce l-a găsit pe Domnul ca și câinele la borâtura sa, cum spune psalmistul David? Cine s-ar mai întoarce după ce s-a întâlnit cu Domnul, după ce s-a împărtășit cu Domnul, cine s-ar mai întoarce la ucidere, cine s-ar mai întoarce la păcat, la un păcat care să te despartă de Domnul. Și Mântuitorul, văzând deja inima lui, care a născut, că este rezidit, Duh drept are în el, spune deja ceea ce era
evident numai pentru el. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam. Deci el era lepădat mai întâi de neamul său, îl repune în demnitatea de a fi fiul al lui Avraam, adică în poporul ales, pentru că aceia nu înțelegeau, dar îi spune și că este mântuit, adică este și el înfiat de Dumnezeu. Este mai mult decât fiul al lui Avraam, ci este și mântuit. El împreună cu casa lui, sigur, soția, fiii, fiicele, neamurile, pentru că este acest obicei atunci când ajungi în capul bucatelor să începi să permanentizezi această situație, este firesc la noi oamenii căzuți să ne punem frații, surorii, rude, surorile, rudele, fiicele, fiii, peste tot, acolo tot, ca să permanentizăm în veșnicie, pentru veșnicie, situația aceasta. Astăzi s-a făcut, astăzi trebuie să rămân în casa ta, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Iată Dumnezeu cel care este veșnic viu, pentru care nu există decât prezent. Și prezentul este viață și mântuire. Fiindcă fiul omului, zice la sfârșit, n-a venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi, n-a venit pentru drepți, ci pentru ca să-i caute pe cei pierduți. Adică, cu alte cuvinte, cel care se simte drept, nu are nevoie nici de întruparea Domnului, nici de învierea Domnului, nici de a doua venire a Domnului. Și ca să spunem mai exact cum zic rău credincioșii, nici n-au nevoie ca Maica Domnului să fie născătoare de Dumnezeu, iar Mântuitorul Iisus Hristos să fie Fiul lui Dumnezeu întrupat. Nu au nevoie nici de Preasfânta Treime, nu au nevoie nici de sfinți, nu au nevoie nici de Sfânta Împărtășanie, nu au nevoie să se unească cu trupul cel înviat și îndumnezeit al lui Hristos, nu au nevoie de nimic pentru că sunt drepți. Și dacă sunt drepți, nu mai este nevoie, ei înșiși de la sine, din puterea lor, vor învia și vor fi veșnici. Noi ăștia ceilalți care zicem că avem învățătura de credință cea adevărată și că suntem cei mai păcătoși, dar că nu există mântuire în afara bisericii, noi ne recunoaștem mai păcătoși decât toți și decât Zaheu și decât toți cei sfinții pe care au pomenit și decât tâlharul Dismas de pe cruce și dacă vreți și decât tâlharul de-a stânga suntem mai păcătoși. Numai că o să ne oprim din hulit, o să ne oprim din cârtit, o să ne oprim din acuzat și vom zice și noi ca celălalt tâlhar, miluiește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin și ție. Astăzi invitați-mi pe cineva să vă țină un cuvânt frumos, dar s-a înzăpezit pe undeva și atunci Domnul a zis să vă îmbrățișez eu așa cu câteva cuvinte. Poftiți, vă rog, la...